Aș vrea să trecem și peste faptul că Partidul Național Liberal a avut un congres în acest an, s-a schimbat conducerea. Unde ați trece dumneavoastră? La capitolul realizării, la capitolul eșecuri? Unde ați trece dumneavoastră cu ceea ce s-a întâmplat la congresul PNL din toamnă? Bun, acum s-au scris atât de multe lucruri despre acest congres. Cred că oamenii și-au format deja o opinie și n-aș mai adăuga nimic în plus acum pe acest subiect. Cred că oamenii au văzut, fiecare are deja opinia sa. Cred opinia că dumneavoastră este... care este? Opinia dumneavoastră de liberal. Opinia mea este că a existat o competiție și ca liberal, sigur, consider competiția un lucru bun. Și, din păcate, după această competiție, evident, unitatea Partidului Național Liberal se pare că este pusă sub semnul întrebării și acest lucru este păcat. Aș dori ca... un lucru e clar. În 2024, cu jumătate de partid, nu putem câștiga nimic. De aceea este foarte important ca partidul să fie în continuare credibil, să ia măsuri clare, să ia măsuri corecte, membrii să se simtă în continuare apreciați, să se simtă ascultați și să se regăsească în deciziile luate de partid. Deci unitatea este importantă, seriozitatea și buna guvernare. Toate aceste lucruri sunt importante. Cu acestea, orice partid poate reuși și fără acestea, oricărui partid îi va fi greu. Dumneavoastră vă regăsiți în deciziile actualei conduceri? Eu nu sunt membru al conducerii, am candidat la congres, după cum știți, lucrurile sunt foarte simple. Înaintea congresului, eu l-am susținut pe fostul președinte al partidului, pe domnul Ludovic Orban, a câștigat domnul Florin Cîrțu. Evident, nu m-ați văzut și nu mă veți vedea criticând decizii ale partidului din care fac parte public. Deci nu am criticat nicio decizie niciodată public, nu o voi face acum, nu voi începe să fac acest lucru. Dorința mea este să fim un partid credibil, un partid care să merite încrederea oamenilor. Pentru asta trebuie să guvernăm bine, pentru asta trebuie să avem o echipă credibilă, pentru asta trebuie să avem idei bune și să luăm măsurile, repet, pe care oamenii le așteaptă. Acestea sunt ingredientele de care are nevoie orice partid pentru a avea succes.